Vladimir Putin susține că e gata pentru discuții despre pace, suntem deschiși unui dialog președintele Rusiei, Vladimir Putin declară că este pregătit pentru dialog. Acesta a făcut afirmații în timpul unei întâlniri cu mediatorii africani pe tema Ucrainei. Suntem deschiși unui dialog constructiv cu cei care doresc pacea bazată pe principiile justiției ținând cont de interesele legitime ale părților, a precizat liderul de la Kremlin. Salutăm o abordare echilibrată a prietenilor noștri africani față de criza ucraineană, a declarat Putin la începutul acestei întâlniri la Sankt Petersburg, nord-vestul Rusiei, unde a sosit delegația africană de mediere după o deplasare la Kiev. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, afirmă că este deschis la dialog. Suntem deschiși unui dialog constructiv cu cei care doresc pacea bazată pe principiile justiției ținând cont de interesele legitime ale părților, a subliniat el, potrivit France prese și Reuters. La Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a exclus din nou vineri orice negociere cu Rusia după întâlnirea cu liderii africani, denunțând o minciună a Moscovei în plină contraofensivă a forțelor sale armate. Potrivit lui Vladimir Putin, în Rusia, respectăm foarte mult poziția statelor africane în favoarea menținerii stabilității, susținem aspirația lor la o politică pacifistă. Acesta a adăugat că apreciază interesul lor de a găsi modalități de rezolvare a conflictului ucrainean, subliniind totodată că întărirea cuprinzătoare a legăturilor cu țările continentului african este o prioritate a politicii externe a Rusiei.